La 12 ani am intrat ucenic în atelierul lui tata și atelierul și-l avea acasă, noi stând la curte. Ca la 16 ani să-mi fac prima pereche singur. Pantofii ăștia, taică a încercat să-i vândă, dacă a văzut că nu-i port. La un moment dat le-a și lipit un acțibild made in Italy. Și nu s-au vândut. Și i-am acum în atelier, a fost examenul meu de calfă, e o relicvă. Acum merg după piele în Viena, o dată pe an, și cumpăr cele mai bune piei de vițel. Pantoful este făcut în întregime din piei cu sute coațe de in. Asta este pantoful meu, în două cuvinte. Sunt patru modele clasice de pantofi, patru modele de bază, dintre care sunt două cu șireturi, Oxford și Derby, și modelul fără șiret, care e loferul, și pantoful cu cataramă, Moncu. Tot ce poți să-ți faci când îți dai cu ciocanul peste deget, în momentul acela, este doar să înjuri. Nu poți să te ridici, să te apuci de deget, că ții pielea, ții pantoful. Nu poți să faci absolut nimic decât să-i dai o înjurătură. Poți să te scuipi cu o înjurătură. Talpa este cel mai important element din pantof. Pe el se ține pantoful, talpa intră în contact cu pământul, pe ea calcă omul, ea trebuie să fie făcută cel mai bine și la ea se dă cea mai mare muncă. Sunt 150 de operații, toate diferite. Maître Bottier, Shoemaker, Schumacher, Sapojnic, mă numesc Valentin Frunză și sunt cizmar.